tata Elene le gătește. Noi cu tine, frate, le adunăm. Mama la cuptor, ce de făină. Pene albă, noi ca să mâncăm. Bună-i pâinea mami care o face. Noi cu tine, frate, o împărțim. O bucată de pâinică albă. Mamei noastre mult îi mulțumim. Mama coace, mama coace pâine. Pentru mine, frate, pentru tine. Mama coace, mama coace pâine. Pentru mine, frate, pentru tine. Ne ducem la mama. Bună ne așteaptă cu mult dor. Să mai tem lemne, să le vadă. Să mai deie pâinea în cuptor. Tatăl nostru ne-a lăsat sărmanul. Boala-i grea și nu te pui cu ea. Viața asta trece ca și valul. După el și mama va pleca. Mama coace, mama coace pâine. Pentru mine, frate, pentru tine. Mama coace, mama coace pâine. Pentru mine, frate, pentru tine. Mama coace pâine. Pentru mine, frate, pentru tine. Mama coace, mama coace pâine. Pentru mine, frate, pentru tine. Ne mai coace pâine. Pentru mine, frate, pentru tine. Dacă mama noastră pleacă mâine, pâine ca la mama nu o să coacă nimeni. Mama coace, mama coace pâine. Bună ziua, dragilor! În această zi minunată de primăvară, echipa Florării Ali se află în localitatea Poienița. De această dată merge către doamna Aurica să felicităm cumplinirea frumoasei vârste și să-i urăm un sincer și călduros la mulți ani. Surpriza este pusă la cale din partea celor dragi care o iubesc enorm de mult. Mergem spre ea! Ziua! Bucuroși de oaspeți? Bucuroși, da? Cu astfel de surprize și de vizite să fie cât mai multe de acum încolo. Dar stați și dumneavoastră, stați fără grijă aici. Aurica, sunt de la Florăria Ale din Roman și am pentru dumneavoastră o surpriză. O surpriză frumoasă, cu daruri frumoase, pentru că astăzi aniversați frumoasa vârstă, așa este. Mulți ani, cu multă sănătate, fericire și să fiți înconjurată de oameni frumoși în fiecare zi și să vină cu toții acasă, căci asta este, cred că, cea mai mare surpriză. Însă astăzi, așa este, astăzi, din păcate, nu pot fi alături de dumneavoastră, însă prin intermediul nostru sper că vor reuși să vă fac o surpriză, multe daruri frumoase. Dar înainte să vă aceste daruri, cum credeți, cine ne-a trimis la dumneavoastră? Așa este. Așa este, fetele noastre care vă iubesc enorm de mult și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru ei,
pentru dragostea oferită, pentru grija pe care le-ați purtat-o și care le-o purtați în continuare. Și dacă îmi permiteți, cu mare drag, să-mi permiteți vă mână această cutiuță cu flori. Aici sunt niște flori de zăpun care durează veșnic. Așa să fie și noastră, veșnică pentru ei. Veșnică, frumoasă și deosebită, așa cum sunteți dumneavoastră. Aici avem și un tortuleț, să știți că este de post și îl puteți mânca. Da? Avem și un tortuleț ca să vă îndulciți și viața este frumoasă și în continuare. Și la fel avem și o șampanie, căci masa de sărbătoare nu trebuie să treacă fără o șampanie. Căci dacă, că dacă nu există o șampanie, nu se toarnă în pahare. Și am să-i rog pe cei care o să vă pășească pragul astăzi și o să vă deschidă ușa, să vă ureze sănătate. Căci sănătatea este mai presus decât toate. Căci, cum se spune în popor, dacă avem sănătate, în rest le facem pe toate. Și cu siguranță dumneavoastră veți face și în continuare lucruri frumoase pentru copiii noastre, pentru nepoți, pentru toți pe cei care îi iubiți enorm de mult. Am să le las, să le pun așa aici, sau ține dumneavoastră, sau așa, ca să... Stale și așa suntem frumoase și deosebite, no. Suntem ca niște flori. Însă, când avem și un buchețel de floricele în mână, suntem mai deosebite. La fel, cei dragi mi-au dat și un mesaj de felicitare, cu foarte multe cuvinte frumoase, de la mulți ani și de numai bine către dumneavoastră, pentru cea mai scumpă și gingașă ființă, și anume mama, pentru că mama le-a oferit totul cândva, până la ultima bucătărie, totul de la ea, pentru ei, pentru copiii ei. Și dacă se poate să-i dau citire acest mesaj? Dragă mamă, astăzi este un motiv perfect pentru a-ți spune cât de importantă ești pentru noi și cât de mult te iubim. Să fii înconjurată numai de oameni apropiați, dragi ție, care să-ți umple viața cu sentimente calde. Îți dorim fericire și sănătate, singurele care îți vor aduce în casă bunăstare. La mulți ani fericiți, cumpa noastră mamă, și îți mulțumim pentru toată grija pe care ne-ai purtat-o. Cu mare drag, fiicele Marcica, Cătălina și Oniela, a ginerilor Florin, Costel și Cătălin, dar și a nepoților David și Ana Maria. Aveți o familie frumoasă și o familie mare, bine crescută și bine educată. Vi se datorează asta totul dumneavoastră, pentru că dacă nu era să fie mama și nu era să fie dumneavoastră, nu erau să ajungă acolo unde sunt acum. Împlinit sufletește și, într-adevăr, astăzi sunt departe de casă. Dar să știți că sunteți în inima lor în fiecare zi. În fiecare zi, cum vă rugați dumneavoastră pentru copiii dumneavoastră, așa se roagă și ei pentru dumneavoastră, să fiți sănătoasă și voioasă și să aveți liniște sufletească. Să aibă cine să le deschidă poarta când vor veni acasă și să aibă cine să le deschidă ușa, să le puneți pe masă cum faceți de obicei multe daruri bune. Și cum pregătește mama, cum gătește mama, nimeni în această lume nu gătește. Abia așteaptă să vină acasă ca să se bucure. Așa este, așa este. La mulți ani fericiți, cu multă sănătate. Și vreau ca pe obrajii noastre să curgă lacrimi doar de fericire. Căci să nu știți de tristețe. Să fiți înconjurată doar de oameni frumoși și sinceri, cum o sunteți dumneavoastră. Dacă doriți să le transmiteți un mesaj și copiilor noastre, ei acum nu ne aud, însă ne vor auzi. Doresc mult sănătate și să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Doamne ajută! Cu siguranță vor veni acasă ori de câte ori vor avea posibilitatea și vor fugi acasă, lângă mămică, lângă casa părintească, aici de unde a început totul. De unde a fost copilăria, de unde au fost primele ghidușenii, dar și primele năzbâti, căci fără astea... Nu se poate. Dacă nu sunt năzbâti, înseamnă că nu este copilărie. La mulți ani fericiți, cu multă sănătate!